Bine ați venit, fraților, la un nou vlog. Astăzi am aici băieții mei, play-ii mei, așa, Bogdan și Mihai. I-am chemat aici ca să-i provoc un fel la un test din asta așa de rezistență, pentru că chiar vreau să-mi testez rezistența. Azi, băieți, avem mai multe probe. Da, dar stai așa ca să zicem la domnul. Mă doare, aici mă doare, la și aici mă doare. La domnul IBM Family câteva secunde în plus, băi, Dan. Cu spatele, nu? Da, bune acum, deci, fii atent, tu ai scârtit, tu ce ai? Tu ce ai? Nu, dar zic la bun. Zic la mișto. Nu, mă, fratele, știu că ai probleme cu spatele. Și fii atent. Tocmai 10 secunde pe minus cum ar veni. Mereu cum ar venit, un plus față de noi, nu? Da. De asta l-aș chema pe Mihai, că în cazul care renunță prea devreme, să am competitor, nu, aici. Da. Pă bune, o să încerc să fac cât pot, dar când nu mai pot... Da, mă, fiecare renunță când nu mai poate, efectiv. Ideea este că avem mai multe probe prestabilite și o să le vedeți pe parcursul videoclipului. Stați până la sfârșit să vedeți exact despre ce e vorba. Chiar vreau să văd cine este câștigător la challenge-ul ăsta. Ne apucăm să izolăm ceva, a? Da, păi asta e cea lui Mihai, când am venit cu plăci, zic, mai avem baia de foc și antena, plecăm acasă. Era bun dacă știam meserii. O, bun era. Fii atent, prima probă, plank position, aia care stai așa, drept, jos, cu coatele pe pământ. Nu știu cum ia, deci, fii atent, nu că mă pun și irosesc energia. Nu mă arată pe bunii, nu știu ce vrei. Trebuie să stai așa. Deci coatele drepte și abdomenul drept. Tu nu stai așa, nu stai așa. Deci nu faci drept. Deci ce faci din asta? Deci trebuie să stai drept, corpul trebuie să fie drept, așa, înțeles? Gata, Ciprian? Da. Ne zici la fiecare care renunțe. De exemplu, dacă am renunțat. Păi dau tur, dau tur. Da, dai tur, bam, bam, frumos, da? Pregătit? Bă, dar numai așa trebuie să stau? Da, mă, n-ai voie, așa, așa trebuie. 3, 2, 1, start. Ah, să mă bat, stau bine? A început? Da, așa, dacă te-ai mișcat, ți-a rupt capul. Deci am unde am domenul. O, păi eu nu mai pot, băi, Danule. Mă, sunt mort, că nu mai pot. Doar lombarul, nu mai pot. Mamă, am domenul, mă rup pe mine. Poți să mă mișc cu ăla din mâini? Da, pot să. Mai așa, să fac așa? Da, da, da. Am, băi, da? Să-l repoziționez cum ar veni, dar n-ai voie să le ții mult. Să stai pe una, să stai pe... Înțelegi ce zic? A, ce greu, mă bată mama. Ia din hai, cum ești? Băi, rezist. Aduc zarul și cam un zar? Ai făcut ceva, ce are, mă, bă, nu mai pot minister ăsta, mă, frate, m-a nebunit. Nu, râdeam eu la cameră, că nu-mi pot bine. Ce prea face glume în spatele camerei. Nu mai pot să mă bată, mă. Ce stai acolo? Da, dar vezi că-i vână la față tot, da? Da, 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 da. O, ce mă doare abdomenul să mă bată mama. Cât avem, ce prea, frate, mă? 52 de secunde, băiți. Mă, forțe suntem. Ia, vezi, mă, e concurs din ăsta să mă duc? Deja încep să tremur. Eu tremur de la primul 20 secunde, nu mai pot. Hai băieți, hai băieți, că mai asta e cu de un minut. Ah, să mă bată mama. Bravo. Te imaginezi că eu unul am gastat 12 ore așa. Băi, dă-l drept. Trare mi se vezi bătaia dau la. Cine ești cu 12 ore? Nu mai pot să mă bată mama, dar nu renunț. Tremur tot. Un minut 20. Băi, la nu mai pot. Ah. Asta mă bată mama, nu mai pot de spate. Bă, și să omenaș ăsta care chiar are probleme. Și-a pus proptea la genul când și-a făcut ceva. Mamă, sunt cel mai slab la proba asta, să mor eu. Am aici cavalerii mei de onoare. A cedat și v-a dat. Ia zi cât are. Imediat. 1.27, 1.28 și 21 de secunde peste a făcut. M-arunc din spate, nu mai pot. Deci, bă, dacă nu, atent, trebuie să mergem la Alin, la Craiova, ca să mă fac bine, nu mai pot. Dar l-avem pe Mihai, vezi că este 8 ori, vreau așa el, ca ăla din America. Gata, mă, poți strigi că ai câștigat. Bă, dar și mă doare spatele, Danule, fix aici. Mai e din ăstea așa, urâte? Nu, nu. Asta a fost, le-am făcut așa pe categorii cum ar veni. Mai rupe aici. Când stai aici. Nu, mă, abdominal. Nu, pe mine aici, frate. Pe zona asta, așa, abdominală și cu tot cu spate, puțin. Nu mă durea deloc abdominal, nu mai puteam din spate, mă. Mamă, nu știu, mă, frate, ce-am făcut. Măcar ce să mai hârmâr bătrân, așa cum sunt, și hodorog, am ieșit și eu pe locul 2. Am făcut, frate, locul 1, locul 2 și am ieșit și eu acum. Mi-au răbat așa la următoarele probe, băieți. Hop? Elongații se numesc. Elongații. Forță, astăzi o să facem niște elongații din astea, de care ce domnul Ciprian stai ca din spatele camerei. Și anume, o să stăm, eu zic, poți alternat, ca să fie clar pentru merge după ce am făcut aia. Da? Așa, ca să relaxezi mușchii de la spate. Chiar e bun exercițiul ăsta dacă este... aveți dureri de spate. Bă, bun. Ca să stabilim și regulile, n-ai voie să stai într-o mână, să stai după aia așa. Ai voie să le repoziți. Fără să atingi jos. Fără să atingi. Când ai atins, alternat pentru ăla care a atins. Ok. Și prea te rog foarte mult să fii foarte atent la picioare. Am senzația așa că mă iau niște amintiri. Ok.
Ai cronometru aici? Hai copiii mei! Vrei stabilim și regulile din asta? Pe față sau pe spate? În care cum vrea, hai! Da, aici! 3, 2, 1, start! Gata, și am plecat, trebuie să stau ca bulangiu așa. E ce copii, mă, mi-i stau cu întinsul. Stai că... Dacă atingi acolo, ți-a rupt capul. Nu mai pădete. Mamă, ce naș, băi, să lungesc mâinile. Bă, dar ce, sensei Mihai, uite dacă le-l poți. Nu zice nimic, se concentrează. Stai așa, fii atent, că... Wax on, wax off. 30 de secunde, băieți, am trecut de 30 de secunde. Mamă. Ce mâini lungi aveți, băieți. Mamă. 45. Fai, nu mai fac. Alunec mâini. Mie mi-a alunec. Bă, și-am și furat și tot n-am pus să stau. Ai pus picioare, să alunec. Uși, frate, m-a făcut. Îl simt pe fraierul ăsta aici, cât tremură lângă mine, bara cu el. Și vrei să câștigi și tu ceva, este? Dă-i seama, uite dacă veni la cap și fără. Mă, te leșinați aici amândoi. Nu, mi-e știi până când stau? 12 ori, cum ai să cu american. Uite-mă, mine. Triple echer cu șurub în sus. E mai nașpa la cum că... Îți lung și trebuie să stai și cu picioarele în și incomod, așa e. Aaaa, mă, de leu, că îmi spar pe băieți la proba asta, că fac și din alea. Cum adică mă ridică păi din alea, așa, știi? Nu știu cum. Cum așa, oia, și făceau din alea, aha. Stai așa. Alea, alea, stai cum... Da, mă, că fac bicicleta în aer. Lasă balerine. Ah. Care și degetul în dreacul. Am cuprins bara mai ușor. Păi, da. Eu nu pot. Nici eu, păi am un amic. N-ați putut să cuprindeți bara, ia? Nu, ești nebun, uite. Și e asta? Mai am atâta. El prinde deget, așa stă. Am, da, uite, mă țin degetul mare cum ar veni. Dar acum nu-mi ziceți mie că... Băi, cred că cam asta păi a nu, dar avantaj. Ei, da, cum să nu știi acum ce ați vrea. Păi tu mergi la una din aia așa de canalizare și noi stăm la una. Da, ca să mă apuc așa, cu, așa să mă țin, cu jumătate palmă. Da. Bă, la proba asta avem locul 1, locul 2 și locul 3, da? Dar tu cum ai furat cei ăsta cu cior jos, da? Nu, am mișto să vă ce zici. Lasă-vă pe cameră, bă, David, aveți două cadre pe cameră, mă, direct. Trecem, da. Ești înalt și ating cu picioarele jos, ce vrei să fac? Eu sau tu? Eu? Da, am văzut, am văzut. Trecem la următoarea probă. Avem aici două bidoane de apă legate de dop. Proba constă în felul următor. Va trebui să iei bidonul de apă, bidonul asta și să-l ții așa la nivelul umerilor. Am omorât Danu pe mine cu ăsta, da, dacă da. Nu postez o săptămână să știți cât-s internat. Și-am vorbit cu Alex și mi-a zis, băi, fă așa lupa. Nu mi-a zis, mi-a zis că n-am voie să țin greutăți în mână, dar fii atent dacă nu o câștig pe asta. Nu o câștigi niciodată, ba da. Ia, cum ai zis că... Așa, aici, pe încheietură să stea... Unde-i cronometru? Imediat îl scoatem. Iar tam învăță celul lui, cum se... Gărbește. Aici, așa, da? Da, da, bine aici, în stânga. Stai-mă așa. Hai și în centru și în dreapta vreau să vezi. Hai, mă, gata. 3, 2, 1 și... Hai, mă, la nivelul umerilor, aici, toată lumea sus, da? Deci eu acum chiar vreau să mă uit la fiecare. În parte că la proba asta chiar nu se poate face. Eu deja nu pot să mai țin. Bă, frate, renunț că nu poți, nu vreau să ai probleme cu spatele, adică... Da, eu te-am supus la proba asta așa... Ceva? Te cheamă, nu? Sunt telefon. Da? Voi ia spatele? Pe mine m-a luat spatele direct. Știi ce se întâmplă? Mă tai asta la mână. Păi și pe mine, nu mai pe. Mi-ți-am învețit mâinile, trebuie să caut pe AliExpress. 30 de secunde, băieți. Două mâini, nu? Gata. Bă, doamne, dar și care treaba pe bune, ia, uite puțin. Ia, bă, nu tai mâna mie, mă. Trebuia asta. Să vă să vezi voi dacă nu, uite mă, filmează-mă puțin. Nu mi tai mâna. S-a învinețit, uite ăla. Da. Nu mai circulă sângele pe vena principală. Bă, da. AB2. Tu vezi ăla că aici competitorul adevărat că nu scoate o vorbă, nu zice nimic. Uite ăla la el. Zen, frate. Bă, ridicați da. Mai mult, ridicați mai sus. La nivelul sari balamalele. La nivelul umerilor, băi, Ciprian, ok? Așa da. Da, mă, lasă stai eu arbitru aici mai bine. M-a tăiat vena asta așa. Ce și mi-a trecut așa ceva pe la urechi. Ia zi, Mihai, cum ești? Foarte bine, deocamdată. Acum trebuie pe mine să oleacă pe spate el, așa, vezi? Băi, stai două degete tăiate. S-a învenit și la Danu, aici nu mai pot. Danu aș face. Băi, important e că... O să ajungi la poartă, te deplasezi așa ca mașina dispărat. Știi cum faci? Drrrr, așa, faci și el. Băi, mă, bunim că e greu, fără ca... Cât avem, Ciprian?
Bă, dar uite, un minut jumate. Uite, uite puțin. Da. Fără miștociură, nu mai trec ăstea, mă. Mamă, cedează că nu mai pot să mă bată mama. Întind de brațele, băi, întind de brațele. Gata, mă. Că nu dă nimeni niciun ban dacă mai stai în plus. Eu mă apuc, la urmă îi fac statuie aici, în fața părții. Iar dați ăsta. Uite-o lea. Ia vină aproape Ciprian un pic cu cadru. Ia uite. Dacă aveam poate, dacă aveam o sfoară în asta mai groasă, dacă mă ducea ca să fac ceva. Să fac la început, nu? Să întreag mânecile așa. Așa am și eu, dar ți pare asta, ce asta. Nu, mă, nu. Da, dacă era mai groasă atunci dacă era, era așa, mai bine. Dacă era așa, să te-am 30-35 minute eu. Mai zi. Cel puțin. Cel puțin. Deci am, două e-mail-uri de la competiții de astea pe tine tu, băi, nu știau când se fac. La care să stau degeaba, ce concurs. Concursul bătrânilor cu dureri din spate. Trecem la proba următoare. Am aici o găleată de 10 litri. Fiecare va avea câte o găleată de 10 litri în față. Vreau să exemplific pe Iancu că badanii la plajă aici. Ce avem în găleată? Ia uite, apa. Așa. Și o să-i pună, o să ne ajute Ciprian cu apa. Deja nu mai pot. Și treabă la lele lui Mihai. Ia zi-mi, dau drumul? I-am dat drumul? I-am dat drumul. Deci asta va fi proba. Nu. Te învelești cu ăsta ceva. Eu abia aștept să-l pun în căldarea aia, să-l arunc în cap la amândoi. Când o pun aici, o dau așa într-o pat. Da, mă, ia stai să încerc eu să văd. Ia-ți mă dau din cea că m-a rupt ăsta pe mine. Azi, mă, de la Mărășești. De drum. Ce aveți, mă, cap aș grabați? Și că stau două zile așa. Baaa! Ia-o de aici. Ia-o de aici, ia-o că le mă refuz. Nu, ia, lasă, ai frumor pe Ia-te, mă, da. Ia-te, mă, să-i cum e acolo. Ai, Danule. Ce pune-i asta, mă? Hai, bă! Ai și în gând. Mă dau pe tine, să mă dau. O iau? Hai, te rog eu. Bă, dar nu pot, mă doare spate. Bă, frumos, dau... Ce vrei? Cine cel mai șmecher? Cine? Păi, eu, cine? Ia cu o milionă de-a trăit de-a ții, dar... Pedeapsă-ți la Dumnezeu, fel. A, bă, că nu mai pot să fac proba pe bunii după aia. Fi bar capul al naibii să vă fii. Mă dau pe tine dacă nu e. Ia-ți merge. Dacă faci așa. Dar nu, că el o dă singur. Așa e, mă, frate. Așa e când faci cu frații tăi adevărat. Așa se întâmplă. Când doi dușmani decât doi prieteni aici. Dar puteți să dai exemplu? Păi da. Ce mai puteți pe ea? Eu făceai lui. Trebuie să fac pauză jumătate de oră acum. Bă, care? Hai că încep cu Dan. Cu Dan, cu Dan. Că Dan a venit cu provocare. Pune-ți în partea ala că vă dăm cap mie. L-ați chinuit aici, ha? Bă, mâine pe lângă corp, așa, da? Ciprian și cu o mână, săracu. Hai, dă drum. Mai departe, Ciprian. Acum lui Ian. Așa, așa împingem picioare. Zici că ai puță, Dan. Lasă-mă. Bun, hai, Bogdane. Gata, mă, filmează acum, bă. Am găsit echilibru și cât stau? 8 zile jumătate. Veni să ieși cap asta, să te atragă cu negrăt. Ia uitați pe băieți aici. Mihai, să moră dacă nu-i primul care o varsă. Fai, deja mă doare spatele. Și gândește că am fost primul care și-a pus asta. Mamă, ce zici, Bogdan? Am liberele amă cu spatele, pe bune. Da, mă, eu știu, eu nu, acum gen, sunt conștient că ai fi putut mult mai mult, dar n-am ce să-ți fac. Am vrut să te implic în proba asta, că știu că ești competitiv. Da, mă, nu-i problemă, adică să nu filmezi chiar nu mai pot. Să nu-mi filmezi ouăle și vreau. Am auzit reclamații. Aoleu. Se simte cineva ceva, cumva? N-au niciun cuvânt aici, de la așa. Ne poți să iei asta, că o scorți toată. Gata? Mă, dacă mai pot, da, mă. Hai. Mă rupe de spate. Renunț, o iau? Stai aici, lângă mine. Hai să pun camera aici. Gata, o iau? Bă, bune, nu mai pot, vorbesc eu. Mi-a rupt spatele mie, vă jur. Gata. Deci atât pot. Hai, acum tu stai la ei acolo. Ca să și filmăm. Mi se pare mult, mă, frate, că 10 kg, tu dai seama ce greutate îmi vine mie. Bogdan, ajută-i pe ei. Mi-au amorțit genunchi, nu mai ce să le fac? Mamă. Mai pune niște apă, că e prea ușor. Stai la prindere. Să vă iau găleata? La prindere, da. Îți place tactica mea? Că stau cu genunchi pe coastă. Da, chiar că poți să susții genunchii de coastă, da? Da, mă, n-ar treabă. Fiecare face cum. Bă, bune, ce mă doare spatele. Nu vă mint. Adică chiar mai stăteam în sensul că nu mai pot. Atât pot să fac. Știi care e singura mea problemă? M-a fornit pe picioarele și am amorțit tot. Ai mai spate pe picioare. Băi, prostile, n-are treaba. De la jos. Ai călcâi litari. Nu mă mai fă să râd când pierd echilibru aici, că mi-a amorțit. Dar nu are mai puțin apă. Ai început?
bate Iancul ăla să te omoară. Niciodată. Ziceam cu Shaolin acum ai, știi unde? Pe Jupiter. Pune roșii. Hai cu mine până la ăla care tai cu drujba. Și ne întoarcem. Venim înapoi. Că nu mai suport. Iar taie cineva cu drujba. Ce am ești nebun la cap? Da, ieri când n-am făcut nimic, jur dacă a făcut vreunul ceva cu drujba, nu s-a auzit nimic. Bă! Bă! Tendoanele și pulpile, problemă mare, îmi tremur de mori. O iau? Nu, mai stau, dar... Deci am cum, cum îți cheamă aici Ciprian în zona asta? Biceps femoral. Biceps femoral, m-a rupt. Biceps femoral s-a transformat în lalea. În terci. S-a făcut lalea. Păi am grijă, nu se mișcă, nici nu respira, dormi dacă uite-te la el să vezi că doar. Nu pot, că... Uitați-vă cum tremură. Deja a început să tremură aici. Orice fel faci suspensia lui Dani. Vezi, e de-aia, da. Mai regrează nici tu, mai du-te la vezi, la mine... Să mă bate mama. Nu mai pot mult. De fapt, mai pot, băi, hai, știi cât? Vreo două ori stau. Poate să dai vreun pârț, Dani. Nu, îl tai la montaj. Lasă-l, Bogdan. Ia gâleta. Bă, Mihai, așa lăsăm vreo ori cum mi-a făcut și el mie. Că, na, acum trebuie să ne și răzbunăm cum ar veni. Chiar dacă răzbunarea arma prostului, da? Ba, da, ne-ai spăcătă din nou, frate. Bă, nu, dacă nu se mai ies. Acum și când fac picioarele, se moră. Uite, dacă vine o reacție prea repede. Păi da, mă, că la el toată forța a fost în genunchi. El a stat cu picioarele întinse. Rup mușchiul. Păi, eu am stat cu genunchi aici. Pe abdomen. Zici că plutesc acum când merg. Grea. Atât ce mă doar aici, în spate. Da, ăla, da. Ăla mă rupe și pe mine. Tot. Oricum, mi se pare că a stat destul de mult. Chiar sunt curios să văd acolo pe cronometru exact. E că a stat vreo 3 minute, cred că. Cineva dacă stă mai mult decât noi. Sigur. Sigur sunt care stau aici nebuni. Păi, până acum stai așa, tu ai luat două locuri întâi? Da. La ce ai luat locul întâi? La prima. La plank. Cum la prima, bă, ia vezi. La plank eu am luat. Da, am luat 2. La sticli tot eu și acum. Asta e a treia. Acum a luat 3 din 4. Da, mă. Da, mă, ne-a bătut. Și eu puțin pe tine te-a spart. Eu scutim medical și cum e la școală, tu am scutirii din aia. Am adus-o, bam, nu mai am treabă, am ieșit. Dar tu? Am luat un loc întâi, am mărit acolo la bară. La bară, da. Mihai are 3 premii din locul 1, ca să zic așa. Foarte bine că aici Mihai premiu. Da. Premiul este așa, un fel de experiență. Uite, găleata asta cu apă, doar. Ia stăm. Așa, Badan, tu mai ții minte ce ai luat? Am luat și eu un locul 2 aici. Locul 2, la locul 3, n-am luat pătate. Oricum, important e că Mihai a câștigat, a luat locul 1 la mai multe probe. Cam ăsta a fost videoclipul, dacă v-a plăcut. Și mai important decât atât, dacă aveți idei de lucruri de genul ăsta, de jocuri de genul ăsta, scrieți-le acolo în comentarii și facem partea a doua fără niciun fel de problemă. Îi convoc pe băieți, dacă Badan nu mai poate face schimbare, domnul Ciprian, când cu mâna va fi va bene, atunci va participa. Până atunci, vă mulțumesc băieți că v-ați uitat la noi și până data viitoare, vă salut, numai bine, ciao!